La Timișoara este cinstită amintirea celor care au murit pentru libertate. Deși nu există un muzeu al Revoluției, la Timișoara poate fi vizitat un spațiu permanent deschis în incinta Asociației Memorialul Revoluției. Fiecare încăpere redă istoria sângeroasă a acelor zile, la finalul cărora în stradă s-a strigat în sfârșit victorie. În Timișoara au fost ridicate mai multe monumente în zonele din oraș unde oamenii și-au dat viața pentru libertate. În această sală se află 11 dintre machetele monumentelor ridicate în memoria eroilor Revoluției căzuți la Timișoara în decembrie 1989. Am să mă opresc asupra uneia dintre ele. Aceasta este macheta monumentului Sfântul Gheorghe, aflată în piața cu același nume și ridicată în memoria copiilor martiri căzuți la Revoluție. Spațiul permanent care funcționează în incinta Asociației Memorialul Revoluției pe strada Oituz este o oportunitate pentru cei tineri să afle despre cele întâmplate în decembrie 89. Curioși sunt și cei mai mici. Ce s-a întâmplat în 1989 la Timișoara? De ce au decupat timișorenii tema de timișoare? Cum ți se pare aici la această expoziție? Mi se pare foarte interesant și că eu nu știam mare parte din tot ce s-a întâmplat în Revoluție. Ce ai aflat astăzi? Că nu era fain să trăiești pe timpul Revoluției, că era foarte violent și șansele să mori erau foarte mari față de cum sunt astăzi și că nu aveai deloc libertate. Mie mi se pare interesant, fiindcă erau multe chestii și foarte mulți oameni care mor, chiar și copii de 2 ani care au murit în propria lor casă fără să facă absolut nimic. Și mi se pare foarte trist, fiindcă oamenii voiau numai libertate și ceilalți îi omorau. Știu despre Revoluția de acum 30 de ani că lumea nu mai vrea să stea sub ordinele lui Ceaușescu și a vrut să fie o țară liberă și s-au revoltat. Grupurile de persoane care vizitează spațiul permanent din cadrul Asociației Memorialul Revoluției beneficiază de tur ghidat. Vizitatorii care ne trec pragul pot să ia cunoștință de acest proiect și le recomandăm să facă deplasări în oraș pe zonele unde s-a murit. Memorialul Revoluției are o activitate permanentă cu vizitatorii, primim elevi, vin de la școli, vin studenții în vizită. Exponatele din cadrul spațiului permanent pot fi vizitate de luni până vineri în intervalul orar 9-16.